Bună tuturor și bine ați revenit din nou pe canalul meu Bucătărește cu Rodica. Astăzi vom face o salată rusească în stilul meu. Este o rețetă rapidă și delicioasă. Deci, pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente: 2 cartofi mari fierți și tăiați în cubulețe, 4 morcovi mari fierți, tăiați în cubulețe, 60 de grame de măsline verzi. Dacă doriți, puteți să puneți măsline negre. Aici am foi de ceapă tocate mărunt, 150 de grame de ton bine mărunțit. Dacă nu doriți să puneți ton, puteți să puneți carne de pui sau de vită, și o cutie de porumb dulce. Desigur, vom mai adăuga și sare, piper după gustul fiecăruia. Vom amesteca bine toate ingredientele. După cum vedeți, nu este o rețetă foarte greu de pregătit și este foarte bună. Este ideală pentru orice ocazie. Iar acum vom avea nevoie de 4 linguri de maioneză și, desigur, maioneza care va rămâne o vom folosi pentru decor. Vom amesteca bine, după care vom pune compoziția într-o farfurie și o modelăm după gustul fiecăruia. Maioneza este făcută de mine în casă, adică este maioneză de casă, dar dacă doriți, puteți să folosiți și maioneză cumpărată. Iar acum vom îmbrăca salata în maioneza care ne-a rămas. Vom pune un strat subțire. Și următorul și ultimul pas, vom decora salata. Eu voi face niște flori cu ouă fierte, morcovi și la urmă voi pune frunze de pătrunjel verde. Dar fiecare poate să decoreze cum dorește. Cu această ocazie țin să vă mulțumesc tuturor ce îmi sunteți alături, mă sprijiniți și mă apreciați. Uitați ce frumos iese! Imediat este gata salata noastră, doar trebuie să o servim. Vă doresc poftă bună și dacă v-a plăcut rețeta, vă invit să vă abonați la canalul meu, să-mi dați un like, să distribuiți și să nu uitați să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele. Vă doresc o zi bună și numai bine și vă aștept la următoarea mea rețetă. Pa!